anul este 37 din 21 martie 2018. Suntem în prezența majorității consilierilor. Ședința este legal constituită. Înainte de a aprova ordinea de zi, vă supun spre aprobare procesul verbal la ședinței din 30 mai 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Pentru bună desfășurarea lucrărilor, aș dori să faceți propunere pentru alegerea unui președinte de ședință care se conduc lucrările. Domnul Hanganu? Domnul Ciprian Cărușu. Alte propuneri sunt? Domnul Florin, domnul. Cine este propunerea pentru propunerea domnului Hanganu? Ca domnul Cărușu să fie președinte de ședință. Cine este pentru? Împotrivă? Propunerea domnului Trofim? Bună ziua! Și dacă îmi permiteți, am să declar deschisă ședința ordinară din data de 27.06.2014. La ordinea de zi avem 5 puncte. 1. Proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei prin mijloacele de transport ale cadrelor didactice pe luna mai 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al Oate Strugari. 3. Proiect de hotărâre privind justificarea bugetului local de 2018. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al Comunei Strugari. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, înființare rețea distribuției gaze naturale în Oatea Strugari, județul Bacău. Iar la 6, diverse. Și dacă mai aveți alte propuneri, ne rezist. Dacă nu mai sunt, o să dau cuvântul domnului primar. O să supunem la vot întâi ordinea de zi. Cine este pentru? Nu avem abțineri, nu avem împotrivă. Dau cuvântul domnului primar pentru prezentarea proiectelor. La primul punct la ordinea de zi, de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari. La articolul 1 se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloacele de transport pentru personalul didactic de la Școala Strugari pe luna mai în sumă de 3.695 lei. Avem raportul expunere de motive, precum anexat documentele care stau la bază de contării contravalorii călătoriei pentru personal didactic. Dacă avem discuții la primul proiect privind decontarea călătoriei cadrelor didactice, dacă nu sunt, supunem la vot. Sau la urmă, cum doriți. Așa, nu ne dau pe rând. Supunem la urmă, dar cum mai e? Cine este pentru? Abținere împotrivă nu avem. Nu abțin. Domnul Hanganu se abține. La punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018, având în vedere dispoziții legii 2/2018, raportul de al compartimentului de specialitate, expunerea de motive a primarului, precum și avizul comisiilor de specialitate. Proiectul de hotărâre are un articol 1, prin care propun rectificarea bugetului local pe 2018 cu suma de 40.000 lei, după cum urmează. La capitolul 51.71.03 se iau 40.000 lei, se pun la capitolul 70.02.50, 15.000, 84.02.03, 25.000. Este vorba de niște bani pe care i-am luat de la obiectivul pe care noi l-am propus pe lista de investiții pentru amenajare teren sport la Școala Strugari. Și așa eram bani insuficienți, dar care ne trebuie pentru
proiectele care avem pentru investițiile care avem prin PNRR, ca să ne acoperim cota noastră de coparticipare la proiect. Mai bine zis, de plătit avizii și de plătit factorii care le-am făcut pentru studiul de fezabilitate. Și mai erau 15.000 la fântâni. Dacă 2500 se duc la studii de fezabilitate. 25.000. 25.000 la fântâni. Astăzi 2500. Nu, 25.000 și 15.000 la fântâni. Adică 150.000 și 250.000. Aici la fântâni se vor reamenaja alte fântâni sau... Alte fântâni care sunt prinse la noi în domeniul public. Noi de toate avem prinse un număr de 6 fântâni. Noi am amenajat 3 și mai avem de amenajat 3. Trebuie să-i facem. Nu am avut bani de unde să primim pentru amenajarea la fondurilor pentru pentru noi menajeri care știți că începând de luna viitoare probabil o să facem o colectare selectivă pentru plastic, hârtie, fier, sticlă. Deja în teritoriul cei de la Romprest au dus containerii, o să le aducă și la noi. Avem obligația ca acolo unde vor fi amenajate să avem și o placă betonată de suficientă ca să intre cele 3 containere aduse pentru selectiv, unul pentru ăsta care rămâne de tablă pentru menajer. Dacă mai avem și puțin? Și am o singură chestie concretă, 25.000 de lei, ce anume, ce se plătește? Sunt factori care s-au făcut documentații cadastrale anul trecut pentru canal. Și alte vizii, dacă până în care o să mai avem nevoie. Nu toată suma să duc, dar o să mai avem nevoie. Acum trebuie să ducem, m-au certificatul de urbanism, mai sunt avizii care trebuie să luăm de la drumul național. Sunt pe fiul. De unii necuplăm cu conducta, asta o să fie nevoie de niște bănuți. Și mai bine să fim prevăzători decât să vă chemăm în ședință extraordinară să votați o rectificare. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu, măi, aș vrea eu să spun, mai fost în discuție, tot referitor cu fântânile, să căutăm o leacă pe drumul ăla, să punem un, nu s-a găsit bani pentru treaba asta. Ar fi două puncte, urizare. Ar fi necesar. Noi am făcut recepția. De asta am surprins la un punct, la ordinea de zi, pe ordinea de zi, modificarea inventarului domeniului public. Noi am făcut recepția luni pentru drumul agricol. Așteptăm să vină și cei de la FIR să ne vadă lucrarea așa cum este prevăzut în proiect. Urmând ca noi după aceea, dacă vrem să punem un loc, să facem o platformă pentru peste șansul betonat, să o facem după ce vin domnii de la AFIR. Așa să avem posibilitate, cum este conductă, să facem acolo o captare și bine să avem o ciușmea și acolo de vară. Da, da. Dacă nu mai sunt discuții, am să supun la tot proiectul. Cine este pentru? Nu avem acțiune, nu avem împotrivă. Un alt proiect de ordinea de zi, proiectul de hotărâre prin modificare și completare inventarului domeniului public a Comunei Strugari. Având în vedere raportul compartimentului de specialitate spre relative, precum și avizul Comisiei de Specialitate, propun la articolul 1 aprobarea modificării inventarului domeniului public al Comunei Strugari de Spacău, astfel cum a fost aprobat în Consiliul Local prin hotărârea numărul 19/99,
La poziția 33, colegiul va avea următorul cuprins. La coloana 2 va avea următorul la coloana 1 va avea următorul cuprins. Adică acolo noi am adăugat niște numere topografice. Și dacă la coloana 1 am spus înainte vremii doar drum de exploatare agricolă, acum trebuie să avem și codul drumului, adică numărul drumului, 1372. La coloana 2 va avea următorul cuprins drum de exploatare agricolă Răchitiș și Iarz, DG118 liniuții Iarz. La coloana 3 va avea următorul cuprins Răchitiș și Iarz, DG118 liniuții Iarz, lungime 2475 metri, atâta este de la Răchitiș până la Iarz, lățimea 4 metri, dale de beton, modernizat. La coloana 2, codul KM, cum îi spune, 20-22-750. La coloana 6, următorul cuprins. HCL-ul, hotărârea care a fost dată inițial, 19-99. La poziția numărul 62, avem coloana 1, vorba de drumul care pleacă de la Iarna, vă gândești, drum de exploatare agricolă Iarna de N11. Pe lungime total 1510 metri, o lățime de 4 metri, dar e beton modernizat. Are un port 1234082, care va înlocui HCL-ul numărul 19-99. Adică, după ce se face recepția finală, suntem obligați la tranșa de plată când mergem la ea, să-l avem prins și în domeniul public. Bineînțeles, ce se face imediat, noi facem demersul, dar trebuie să facem dovada precum că s-a aprobat în Consiliul Local și că am făcut demersul către Consiliul Județean și Prefectură pentru a modifica domeniul public. Mulțumim, Marc, dacă aveți discuții la modificarea inventarului public? Eu vreau să întreb în primar. Am înțeles că s-a făcut recepția la el, dar totuși mai sunt probleme. Au văzut că s-a și umflat pe marginea de acolo, o leacă din beton. Nu, sunt probleme. Noi tocmai asta este și rostul recepțiilor care se fac la faze determinante și la faze de tranșă de plată. Vin și cei de la ESI, vin și cei de la prefectură, de peste tot care sunt, adică sunt instituții care presidenă la recepții, constată acolo unde, chiar la urcare, ați văzut că a fost probabil pământul de lucrează și posibil ca să mai cedeze. Dar acolo unde s-au găsit rosturi care au fost degradate, doamna de la ISC chiar a spus nu veniți după procesul verbal până nu vin să văd dacă ați făcut ceea ce v-am atras observații. Erau niște dale care le-au tăiat și înlocuit, dale de șant, de pereu, de șant, de ala. Au fost rosturi care s-au mai dus chitul și propus. La podul, de exemplu, și la primul pod din doamna și la podul celălalt de la Matei, cum îi spunem noi, datorită pentru că așa a fost proiect, așa că trebuie să aibă o parte de nu știu cât. Așa, s-a pus un mastic cu pastă, cu smoală, datorită temperaturii, smoala aia s-a dus către, și acum, doamne, a spus, veniți cu alt material care să fie mai atelit. Să fie cât mai exigenți, pentru că după aceea... Ei, și urmează. Deci asta este o tranșă la la terminarea lucrărilor, urmând ca recepția finală să facă după expirarea termenului de garanție. Dacă termenul de garanție este de 2 ani de zile, după 2 ani de zile, înainte de a se face cu câteva zile, câteva luni de zile înainte de a se face cei 2 ani de zile de a se expira, merg pe traseu, la pas, dalele care sunt, vor fi înlocuite și atunci trebuie să fim cu adevărat cei mai exigenți, pentru că dacă este una crăpată și nu observ, păi, după aia cade tot în spatele nostru. Corect. În spatele nostru. Am o întrebare.
Deci, de drumul de rechiziționat, deci a fost nevoie să facă coditura aceea în loc. Și cum tu faci din exeaptă, nu poți să cedeze terenul de acolo. Păi posterior? Nu, stați așa. Pentru că legea 18 spune foarte clar că este în proprietatea omului și a unităților administrative acele terenuri și acele drumuri care la 1.1.1990 erau prinsi așa cum erau prinsi în oficiul de cadastru. Dacă oficiul de cadastru, când au făcut îmbunătățirii funciare, au dat cotele pe drumuri exact așa, așa au fost chiar și acolo, cum spui tu, așa este și în curgă la mâță, deci trebuie să mergi pe drumul tău, pe ceea ce ai cu proprietate. Drumul vine așa, și lasă vă gărășam, doamne, dacă ai fost, ai văzut că e foarte sinuos, foarte... Dar aici nu era cazul, da? Structura drumului era mai tare. Și la porte din zona, tot la terminale, cum să vezi, adică, e un moment în care fac o ridicare topografică, nu numai la noi la drumuri, și la voi la cursele voastre, care, și la cursele noastre care le avem noi. Dar fac o ridicare topografică și am mers la oficiul de cadastru și când s-a suprapus așa pe ridicare pe plan, dacă eu am pus-o așa, nu ți-o accept. Nu, dar ca să înțelegeți, când îți faci acasul măsurătoare, îți măsori terenul tău, nu? Exact și proiectul acasă. N-ai voie să o pui cu o jumătate de metru mai... Nu, dar nu se suprapun pe planul și care... Bine, la acolo este posibil și există chiar riscul de a fi alunecat și nu știu ce. Dacă situația îi impune, trebuie să te duci cu omul, faci act notarial, trebuie să găsești respectivul om care din zona respectivă, dacă are dezbatere, dacă are toate elementele îndeplinite pentru a face un schimb de teren sau a face o donație, atunci ar fi chestia simplă. Dar se duce peste capul timpul ca și execuția lucrărilor de proiectare. O consumă acestui bani. La asta, da. Asfalt cap când se mai apucă el? Când o să avem termenul de ieși. Da, o ieși în garanție, nu? E, mai sunt discuții? Domnul Dumnezeu și vă spun la văd. Cine este pentru? Un alt proiect supus spre aprobare pe ordine de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pașii permanente din proprietate privată a comunității. Având în vedere cele prezentate în anter, la articolul 1 se propune aprobarea amenajamentului pastoral pentru pașii din proprietate privată a comunității, conform anexei 1 care face parte integrată din prezentarea. Reducerea la îndeplinirea sarcilor, reprezența autorității, împuternirea și compartimentul registrului articolului cadastru, cadastru, topografie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. La articolul 3, prezenta autorității poate fi contestată la instanță din contencios. La articolul 4, prezenta autorității comunică instituții prefectului, primarului, precum și compartimentul registrului agricol. Cred că dumneavoastră v-ați uitat puțin pe planul pastoral, am vorbit de el în an de zile. Ceea ce cuprinde amenajamentul pastoral sunt actele care stau la bază dreptului de proprietate, acele documentații cadastrale intabulate, pe numele Comunei Strugari și în proprietate privată. Se mai cuprinde determinarea suprafeței pașilor și a porțiunilor din care se compune paștea cu prezentarea, denumirea, suprafața, vecinătatea și uvătarele, descrierea situației geografice, topografice în care paștea se compune de mai multe porțiuni, se descrie solul pajiștii, se descrie flora pajiștii, calitatea, au fost determinate cărțile de paje care sunt obiecte de la personal. Este, se face vorbire de perioada de personal, de capacitate și încărcătura optimă, de stabilirea căilor de acces, de stabilirea surselor și locurilor de adăpost, de locurile de adăpost pentru animale și oameni,
de lucrările care se execută în fiecare an pentru întreținere și creșterea fertilității solului, de lucrările de îmbunătățire a vale și pe termen lung, de lucrările tehnice și instalațiile care se utilizează cu indicarea locului de adresare a utilizatorului pașnic. Poate în comisie, domnul secretar, vă prezenta mai multe. Este o lucrare fără de care nu legea pașnicilor nu își permite să faci contracte de concesionare, contracte de administrare. Noi suntem mulțumiți că am reușit să-l facem într-un termen, spun eu, scurt. Având în vedere lucrările la care le-au fost, care au fost necesare și nu numai asta, a derulării fondurilor. Cine să plătească, cum să plătească, bani de la Ministerul Agriculturii, nu, nimeni nu se apucă să-ți facă lucrarea că nu se plătește de, și nu intră bani în fond și așa mai departe. Discuții? Eu cred că dacă dumneavoastră aveți timp să treceți prin el, se pot face. Sunt lucrări pur și simplu tehnice, care sunt cuprinse în el, dar care eu cred că amenajamentul față poate oricând să fie făcut amendamente la el. Așa. Numai dacă au trecut de transparență decizională, au trecut de comunicare, am votat în forma asta, se votează valabil de 10 ani cu încărcătura care e acolo. Dar după 10 ani nu putem să ieși. După 10 ani, dar nu știu, vă votați atunci. Supunem la votare. Cine este pentru? Acum eu vreau să fac următoarea precizare aici, că noi știm. Eu, domnul secretar, dar știți și dumneavoastră, știți câte pe islazuri am pus puncte de control pentru compoziția floristică din plasă de Buzău, care am pus-o, și trebuia să rămân acolo până în primăvară și oamenii de bună credință ne-au ajutat. Și câte anume de astea s-au dus? De fiecare grup de islat. Semnificativ. Adică de unii, ca animalul să nu pască, așa se vadă creșterea masei vegetative, se vadă compoziția floristică și oamenii când au venit pe teren, s-au pus acolo și au cules plantele, care sunt, din ce se compune, din păpădie, din trifoi. Noi am fost un cărbuț. Și câte anume, câte cărbuțuri de astea s-au făcut și eu n-am luat. Și de cum are importanță? Poate n-ai văzut. Da, Fabio, n-ai văzut? Pe islas? Când au venit și au luat probă de teren, au împrescuit, au făcut o zonă. S-au făcut pe excavator. S-au făcut pe excavator, deci s-au făcut profile. Așa se spune, s-au făcut profile. Dar la țarcă sunt făcute poze, adică se vede că au fost. Vă dai sarcina voastră la utilizatorul. Deci au fost făcute țarcuri din plasă? Da. Din jumătate din plasă din Buzău, tăiată la un metru, pe lung, îndoită și făcut ca un țarc de 2 metri pe 2 metri, unde și creată după alta animală. Nu fii păscut. Alea sunt islați. Alea sunt locuri unde au fost pe islați. Este o dispoziție a primarului. O dispoziție de verificare a modului de respectarea contractului. Acum, ca și completare de asta, poate domnul secretar. În fiecare, în fiecare, noi suntem constituiți, avem amenajament, avem teren dat în administrație. Ascultați, să spuneți la oamenii care au contracte de închiriere. Avem teren dat la administrare. Și oamenii care pășunează conform contractului de administrare, de închiriere, acum vreți să-l numiți și care pe bază presului Slavia, noi, la nivel de comisie, la nivel de Consiliul Local, avem constituit o comisie care, în timpul anului, dar numai târziu de terminarea perioadei de pășunat,
mergem pe acele trupuri de persoane și facem procent verbal pe fiecare, dacă omul și-a făcut obligațiile, dacă s-a achitat de obligații, de curățat, de costit, de curățat spine, de costit vegetația nedorită la fața locului acolo, și pe baza procesului verbal pe care noi îl tinem, la anul când mergem iar la APA, trebuie să fie anexat și un document prin care noi am fost, zic, noi ne-am autoverificat pe teren. Pentru că după noi vin cei de la APA. Sunt niște adăpători, alea de curățate, calea de acces. Domnii de la APA, sau poate de la Ministerul Agricultorii, au survolat zona cu avioanele. Suntem prin teledetecții oricând văzuți, chiar și Vasile când e repicireal de văzut, chiar și tu este văzut, deci este și tot este monitorizat. Nu știu, la APA când ați văzut și când ați mers ca să vă poziționați cu terenul dumneavoastră, ați văzut poate chiar și căpițele pe terenul pe care l-ați spus, chiar și eu știu, dar era în momentul ăla cu tractorul, l-am părcat, l-am carul, să vede tot. Da, sunt niște condiții care se impun și care noi credem că ne achităm. Ar fi păcat să nu... Sunt roasă și spune nu se ia subvenția pe terenul respectiv. Urmă ce este în privire, trebuie. Toate se corupie. Care? De exemplu, la plăne, bine. Toate lucrurile care noi avem făcute de Islaz, când băia au venit și au construit. Au construit și un bogat ciment. Nu băga ciment, ca lumea, nici la mine în curte, când nu se bag ciment, dar când îngheață apa și porțea, ăla se duce orice dictare. Trebuie de întâi, un pic, poate face. Dar asta nu putem să facem de acum acolo, decât oamenii care primesc subvenții și care poate, trebuie să se îngrijească și să-și protejeze lucrul respectiv. Acolo unde este și avem noi posibilitate, putem să punem, doar nu este o găleată, două de mortar, nu, cu mortar nu se poate. Cel mai bun este adezivia. E un pic de adezivie, cel mai bun. 17 și ai pus. Ce vrea să zic, domnul primar, din subvenția care că rămâne în scrisenată, voi vă spuneți, vă spuneți, când ați aprobat redevența. Poate omul să mai pună 10 lei din cilia de la APA, să adună, să construie ca un grup acolo, strânge 2 milioane și trebuiește un lucru. Sau, ce să vă zic mai mult? Problema e bine pusă, domn secretar, numai cu omul cel zic. Când ați iau subvenția, nu se dau. Da, e întrefăcut acum. Dar noi o să vedem, o să vorbim cu băieții care o să treacă, o să facă ce șmeaua de la iaz de acolo și atunci când o surprezi, bine și-o pune și-o. Noi aici ne-am luat niște măsuri din protecție acum la astea care le-am făcut. Ați văzut că am pus un chenar din cer, pentru că se duc oameni, se duce cetățeanul, omul, românul, se duce cu oi ăștia, dă drumul la lanț, la gât, la cai, și chiar dacă mai dă înainte și înapoi un pic cu oi ăștia și se duce în loc, nu e nicio problemă, că e a primăriei. Nu poate că e a noastră. Practic lucrurile sunt a noastră, nu e a primăriei. Supunem la vot? Cine este pentru? Am să vă citesc puțin din expunerea de motivii, poate n-ați opinia. Legea Administrației 2015-2001 Republicată stabilește stațiunea autorităților oamenilor. Competența legală este cea privind dezvoltarea economico-socială și a mediului a localităților. Realizarea lucrărilor și luarea de măsuri necesare conformării cu prevederea angajamentului asumat în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodării apelor, a serviciilor comunitate cetățenilor. În conformitate cu prevederea articolului 36
alinea 4 din legea 215/2001, în exercitarea atribuției sale, Consiliul Local aprobă la propunerea primarului documentații tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local în condițiile legii. Articolul 44 din legea 217/2006 privind finanțele funcției locale prevede că documentații tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative. Proiectul are drept scop crearea cadrului legal pentru realizarea obiectivului de investiții, intimitare, rețea, distribuție, gaze naturale, formă a sugarului și vapor. În prezent, la nivelul comestucar, nu există o rețea de distribuție a gazelor naturale. Investiția vizată are drept scop creșterea eficienței energetice și a securității fiind furnizării în contextul schimbărilor climatice. Mai mult, realizarea obiectivului de investiții va avea un impact pozitiv și asupra dezvoltării unor obiective economice noi. UAT-ul are obligația de a urmări crearea de noi locuri de muncă, creșterea oportunității și atragerea de oportunități în afaceri și în zona noastră. Pentru populație, dezvoltarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale asigură condiții necesare pentru sporirea confortului în locuințe, ridicarea nivelului de trai și reducerea poluării mediului ambiental. Se urmărește totodată reducerea consumului de combustibil fosil și îmbunătățirea siguranței naturale. Totodată se urmărește protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice. Drept urmare, mai întâi cu o propunere la articolul 1 de a se realiza studii de fezabilitate în ființarea rețea distribuției gaze naturale în comuna Stăgarele și Bacău. Rețeaua de distribuție gaze naturale în comuna Stăgar se va realiza pe traseul pe care probabil proiectantul îl va face. Noi am considerat că este o oportunitate, nu știu dacă care va fi impactul. Dintre noi care suntem consilieri astăzi și am fost consilieri și prin anul 1996-2000, știți că se vorbea atunci de gazuri ca să facă niște stații de depresurizare de conducta de pe magistrală și să alimenteze comuna Strugar și comuna Scorțeni. Din ceea ce știu, și de asta am venit cu propunerea, se urmărește că acolo unde sunt condiții prin care magistrala de gaze naturale ar trece, s-ar face niște finanțări. Chiar și pentru studii de fezabilitate. Deci, ca pe noi să nu ne costă mari lucruri decât tot așa să vedem în complementare cu bani, adică pentru avizii și pentru documentații cadastrale și ce am mai făcut noi și studii de oportunitate. Deci, pentru atâta era cheltuiala noastră. Urmând ca studii de fezabilitate, proiectare și totul, se facă de un potențial constructor. Se discută la nivel național și am zis că ar fi bine ca și noi să avem aprobat un proiect de hotărâre privind o rețea de gaze naturale, pentru că dacă la un moment dat se spune că ia să vedem și noi câte localități să avem așa, unde ar fi traseul de conductă magistrală, să spunem, Berești, Mărțineni și așa mai departe. Bun, marginenii au, hai să mergem în sus, să meargă plinia de gaz metan și să fie și o aprobare pentru reacția. Am zis că ar fi bine să fim puși la adăpost cu un proiect de hotărâri privind această rețea de canalizare de gaz natural. Care vor fi beneficiari și câți potențiali beneficiari vom avea, cred că vor fi mai puțin decât ne gândim noi ar fi, am putea pronostica, dar ne gândim că pe viitor, cu bătaie mai lungă, ar fi pentru ceilalți care s-ar gândi că și în comună Stugare ar avea apă, canal și gaz. Că ai apă, ai canal, dar după aceea se pune probleme. Dar gazul e când vine.
Și bine să avem și noi, la nivel de localitate, un proiect. Discuții dacă avem, domnul Hangano? Este o propunere foarte bună, dar sper să rămână la stadiul de înființare a rețelei de care gaze naturale. Și v-aș mai întreba dacă în bugetul local care s-a prins la început de an sunt de prevăzute pentru studii de fezabilitate și tot ce mai vede. Da, noi n-am prins tocmai de așa, n-am prins sumii prevăzute, dar avem prins pe mediu, având în vedere că sunt pe mediu. Și dacă o să avem nevoie de un aviz două, adică nu ne gândim la sumii mari, ne gândim la o sumii de 2.000, 3.000 de lei care se plătim noi în primă instanță. Nu ne-am gândit că trebuie să prindem pe studii de fezabilitate, având în vedere că după informații care le am, s-ar face studii de fezabilitate de către din fonduri extrabugetare. Dacă ne apare oportunitatea, să noi suntem pregătiți, avem actul care ne dă voie să mergem mai departe. Dacă mai avem discuții, să vă vot. Cine este pentru? Nu avem abținere, dar nu avem împotrivă. Mulțumim. Diverse. Dacă sistemul de camere care este la nivel de comună este funcțional, una dintre ele, și dacă anul acesta s-a mai depus proiectul de asfaltare pentru drumul de la Strugari la Florești. Acum noi suntem în faza de a avea avizul pe masă de la EON EON. Deci, de la avizări, ne-am depus documentațiile pentru fiecare punct de supraveghere și suntem în așteptare pentru avizul de la ei, pentru legarea la aceste, pentru aceste camere. În urma controlului care l-au făcut pe teren cei de la EON, au constatat că sunt condiții îndeplinite, mai puțin una, acolo sus, pe deal la Dega, la Toma, la Hampa, cum îi spunem noi, pentru că e distanța mai mare de la stâlp, la stâlpul pe care mai am fixat camera de supraveghere și ne-a mai trebuit un sfert intermediar. Ne da avizul, dar la recepție, când se va veni să vadă ce am făcut și dacă am respectat ceea ce scrie în aviz, acolo este singura condiție mai urâtă, pentru că trebuie să mai punem stâlp. În rest, așteptăm avizul și legăturile care se vor face. Deci, concret, funcționează sau nu? Acum, nu. În momentul în care avizul se face branșamentul și vedea stâlpul. Nu se funcționează și nu ne-a dat avizul. Nu sunt alimentat din camere. Și nu poți să le vedeți fără avizele de la EON, că trebuie să respecti niște condiții tehnice. Și acolo, am mai singura nu ne-am dus să ne branșăm, pentru că au fost cazuri din auzit de la alte OAT-uri și atunci s-au lăsat cu sancțiuni. E consumul paucal, e consumul mic, va fi un consum estimat de ei în funcție de puterea camerei, să spunem, la 1 kW pe zi sau pe noapte, sau cum socote consumul mai posisitor pe timp zi, mai puțin posisitor pe timp de noapte, dar va face o medie pe puterea camerilor și atunci vom plăti la paușal, cum se spune. Adică pe estimativ. La câte camere ai, la 1 kW pe cameră. Dar noi nu e pe iluminat public. Branșat? Da, da. Deci, totul se face pe aviz și pe branșare. Estimări. Ei fac, noi facem branșare, după ce îți dă avizul cu Mănești, eu fac branșarea și vin cei de la Iași și verific că... Pentru proiectul de... pe care noi n-am depus, noi am discutat în ședințele care au mai fost. În sesiunea când s-au depus proiectele și au venit și de la FIR, de la Iași pentru verificare, le-au verificat și
au constatat că nu îndeplinim peste 50 de puncte necesare ca să fie considerat eligibil și finanțabil acest drum de la Strugari la Fulești. De la Strugari la Parc, la limita între hotare. El este dat deocamdată neeligibil. Noi nu l-am retras de la FIR, pentru că ne-am gândit că poate între timp vor mai veni niște norme și nu mai fi restricționat ca punctaj. Am mai așteptat că s-au făcut 3 sesiuni de depunere. Prima sesiune a fost de depunere a proiectelor până la 70 puncte, deci trebuia să ai minim 70 puncte. A doua sesiune a fost sesiunea de depunere în care trebuia să ai minim 50 puncte. Și a treia sesiune trebuia să mai fie și pentru cei care aveau minim 35 de puncte. Noi am avut autoevaluat, pentru că se fac autoevaluări. Noi ne-am autoevaluat proiectul la 51-85 de puncte, adică aproape 52 de puncte. Și când au venit cei de la control, am pierdut două puncte și am ieșit la 49-85, pentru că drumul nostru care mergea, vă dau exemplu, drumul nostru care mergea de aici, așa, urcăm pe Năstuiești și coborând la Benea, drumurile laterale cu care se intersecta nu erau asfaltate. Acolo am pierdut două puncte și am mai pierdut încă un punct jumate, două, pentru că nu avem drumul care trece pe lungimea lui, așa, nu avem beneficiari de fonduri europene peste 500 de mii de euro. Una la mână. Și al doilea era, hai să eliminăm astea mici, cu puncte mici, de la 1 la 5. Era o chestie super dacă aveai apă și canal, că îți dădea 15 puncte în plus. Dacă aveai apă și canal. Noi lăsăm proiectul, o să mergem cu apă și canalul, dacă dă Dumnezeu și reușim, suntem sănătoși. Atunci o să avem 15 puncte în plus. Avem 15 puncte în plus și are 48. Sau poate, sau poate așa cum au promis eu cei în dezbatele care am fost și noi invitați ca OAT-uri, ca primari, care au venit de la Ministerul Dezvoltării, de la Fondul Europene, chiar doamna Părina Prețu, au zis că să facă tot ce este posibil ca venitul de finanțare. Așa, să fie modificat, să nu mai pune la fiecare condiții diferite pe care tu, localitate mai retrasă, mai izolată, să spunem, față de infrastructura mare, nu poți ca pe spuntar. Pune-i căpătat punctaj. Ești tot drăguitor de dezvoltă. Pune-i căpătat punctaj. Am avut intersecție cu drum național, cum e acolo, sau cu lucrări făcute anterior pe fonduri europene sau fonduri pe Ministerul Dezvoltării, ne-a făcut eribit. Și trebuie să venim în aproape. N-are nicio față. Dar aici, dacă o să fie și apa canalul, probabil punctajul o să ne favorizeze. La ceea ce va fi bine, dacă la apa și canalul, ale trage totul va trage după proiectul ăsta. Și asta când se estimează să avem licitații, avem 4 licitații, avem 3 greu, construirea apa și canalul, reabilitarea la școala de Vicita și grădinița. Și plus agresiv mai la autoritatea autoritare. Deci dacă e licitație, se va judeca un câștigător și doar legea achizițiilor și a contestațiilor s-a modificat puțin, adică cel care contestă, că sunt, dacă eu vin aici și fac sunt un potențial ofertant. Și vine și domnul Vasile Bodeza cu potențial ofertant. Câștig unul dintre noi, eu după aceea, de ciudă sau îi fac contestații. Nu ești mulțumit, mai faci, iar contestații în instanță și mai departe și se trece timpul, da? Să sperăm că o fi bine. Hai, avem discuții. Ar mai fi o problemă. Sunt ședința trecută, am luat cuvântul. Hai să un pic să toaletăm pomii, copaci, care trec în liniile electrice. Da, noi am discutat și de luni suntem planificați pisate
au crescut de stare, dar în zonă dumneavoastră sunteți mergi, sunt puri în grădină tot timpul, este un metru jumătate la stadie sau când la stadie nu, și așa mai departe. Și trebuie să toaletă neapărat. Am improvizat în unei locuri ca să le-am iluminat și s-a mai legat niște greutăți, nu știu ce, care nu ne prea permite legislația să o facem, dar acolo unde chiar sfatul celor de la Ion, bă, măi, încercați să mai îndepărtați, nu știu, până toaletați. De luni, care sate, trece și un metru pentru să-i mesur. De luni pe sate, prima și cea mai mare bătaie de cap ne dă satul pe pecica asta și ne băgăm acolo. Și după aceea venim. Știți că am făcut un fiecare an, trebuie să o facă. Suntem obligați să facă. Da. Atât am dacă și aici, noi când toaletăm, trebuie să știți. Când toaletăm, ne organizăm, ne anunțăm cu cei de la Ion, vin, stau lângă tablou, între ruri, a terminat lucrarea, mergem în continuare. Deci o să mergem o pană de curent pentru 5-6 ore pe zi, 2-3 zile la rând în fiecare sat. Dar o să facem o zi, o pană de curent, să spunem, de 6 ore între deci, ne putem a doua asta în ea și o să revenim pe, din zonă, ca să nu fie 3 zile la rând. Dar e bine de anunțat, că oamenii să știe, să-și pregătească cu frigideri, cu ce au de făcut. Nu, în momentul ăsta trebuie să nu spune probleme, nici de nimic. Va fi ziua, deci nici de televizor, nici de vest, nici de... Știți care e problema? Nici nu trebuie să-i anunțăm, că dacă îi chemăm pe băieții la actul social, sigur... Știm tot satul. Știi tot satul. Dar te mai invită la lucrare, la un posibil, la nu știu, nu poți vin că îi cheamă tăracii ăștia la primărie, ca să spuneți. Domnul primar, așa de știu. Nu-i corect, dar... Drumul ăla de la Titi, de acolo și până la noi în centru, se pune în discuții pe viitor ca să facă ceva? Pentru drumul pe care spuneți dumneavoastră de acolo, el ar avea șansele cel mai mari pentru a obține niște fonduri. Noi avem măsură condicată astrale pentru tot satul. Deci, de aici să până la Doamna Tinca, l-am prezentat odată și pentru care am zis că e bine să facem o lucrare acolo. Avem și în sat la cetăția, avem și în satul Onadi și la documentațiile cadastrale. Cum o să apară un ghid de finanțare și vedem care sunt condiții, noi ne gândim să facem pentru să-l prindem un singur proiect pentru toate satele. Dar cum apare o finanțare, noi suntem pregătiți. Adică avem documentațiile și documentațiile știți și costul foarte mult bani. Trei la kilometru, la sută de metri, cum e ea, dar sunt costuri. Noi le-am făcut și sperăm ca să prindem o finanțare. Acolo ar fi șansele cele mai mari, că le pierde lucrare. O lucrare făcută pe fonduri europene, îți dă 15 puncte în plus. Și drum județean, și ar fi o chestie... O avem în vedere, și ar fi o chestie super pentru noi. Da. Pentru satul Rechitiș. Dacă nu mai avem discuții, declară închise lucrările ședinței de astăzi și vă mulțumesc de participare și de colaborare. Acum să vă spun următoarea chestie, că dar m-am continuat să mai fac o observație. Vasilii Matei e lumea satului, satul Iad. Pentru nu Iaz. Pentru că era normal. Acum el s-a transformat și are 3-4 ieșiri. În rai, nu? S-a transformat statul ca și ieșire pe drum modernizat. Petricica are prin centru bine, că supărați oamenii care duc către Croitorești, că n-au și ei. Dar încă nu are să facem drumuri comunale în fiecare sat. Și asta e... Acum și drumurile la Petricica, deci drumurile Sătești, care trec prin centrul satului și drumurile comunale care fac legătura din sate, toate sunt cu documentații cadastrale și toate sunt intabulate. Ne-ar trebui să vedem timpul de finanțare și pe care este să facem proiecte pentru fonduri doar pentru acele, pentru că există șansa, adică să nu cheltuim niște bani pentru un studiu de disabilitate care nu are șansă. Are șansă. Da. Important este primul contemporan.